Este vară, asta înseamnă că facem dulceață astăzi. Facem dulceață de cireșe cu ghimbir și anason. Practic, plecăm de la o rețetă clasică de dulceață normală în care adăugăm diferite ingrediente pentru a o îmbunătăți pe placul nostru. Eu o să folosesc astăzi ghimbir și anason. Sunt două ingrediente destul de tari, dar vreau să simt această aromă în dulceața mea de astăzi. Pentru dulceață, eu o să folosesc cireșe, zeamă de lămâie, anason, ghimbir și zahăr tos. Rețeta clasică de dulceață se face 1 la 1. Cantitatea de fruct, aceeași cantitate de zahăr tos. Eu nu fac așa pentru că mi se pare că este foarte dulce dulceața și pun doar jumătate. Am 1 kg de cireșe și pun 500 de grame de zahăr tos. Hai să ne apucăm de treabă. Mare atenție în momentul în care cântăriți cantitatea de fruct, trebuie cântărită în momentul în care ați scos deja sâmburii și codițele și absolut tot ce are fructul respectiv, să rămână doar pulpa și coaja. Adaug și zahărul peste fructe. Un lucru pe care eu nu îl fac când fac dulceață este acea tactică să pun fructele cu zahărul dinainte și să le las ca să se moaie și lucruri de genul ăsta. Nu, pentru că am observat că se poate și așa, așa că nu mai pierd timpul, pun direct absolut totul în oală și o să-și lase sucul de la cireș. O să mă apuc să curăț și ghimbirul. O să-l tai felii cât de subțiri pot eu la cuțit. Pentru că vreau să văd în această dulceață bucățica de ghimbir, nu vreau să-l dau pe răzătoare și să îl pierd pe aici printre cireșe. Adaug și ghimbirul direct în oală. Ca la fiecare dulceață, bineînțeles că trebuie să avem răbdare. Dacă știți, în rețetele trecute eu mai prepar dulceață pentru diferite deserturi pe care le fac, le spun așa, dulceață la minut. Adică, într-o crăticioară pun un pic de apă ca să-i ajut fierberea mai repede, zahăr, am amestecat și o consum imediat. Practic nu este o dulceață conservată, cum este aceasta, pentru că pun și mai puțin zahăr, mă folosesc strict de ea în momentul în care am făcut-o și am și consumat-o. Aici este vorba despre altceva, trebuie să lăsăm fructele la foc mic să fiarbă ușor și apoi să întoarcem borcanele invers să se sigileze foarte, foarte bine și bineînțeles că se poate păstra până la 10 ani. Da, ați auzit bine, dulceața poate să stea în borcane până la 10 ani dacă stă la loc răcoros și întunecat. Acum aștept să înceapă să fiarbă, să-și lase sucul și în momentul în care o să am destul suc de la fruct, atunci o să adaug și anason. Bun, dulceața fierbe și a lăsat o spumă, dacă vedeți pe margine aici. Ei bine, spuma aceasta trebuie luată, pentru că sunt doar impurități de la zahăr și nu vrem acest lucru în dulceața noastră. Adaug și anasonul direct aici, o să-l scot la final. Hai să vedem dacă dulceața este gata, așa că o să-i fac proba cu o farfurie rece. Iau puțin sirop. Aștept foarte puțin să se răcească, oricum farfuria este rece. Ideea este să nu curgă prea tare, să nu fie foarte apoasă. Oricum dulceața se mai leagă când se răcește, așa că nu avem nevoie să o lăsăm foarte mult. Trebuie să fie oarecum curgătoare, să-i spun așa, pentru că altfel ne spargem capul cu ea, ce credeți. Perfect! Este gata, oprim focul. O să o pun în borcan, borcanul foarte mare atenție, pentru că dacă îl țineți în mână, se sparge. Și un truc, dacă îl puneți pe lama unui cuțit, nu se va sparge. Vedeți cum au rămas bucățelele acestea de ghimbir fix cum mi-am dorit, să se vadă, să se simtă și în momentul în care mănânci această dulceață, să simți bucățica de ghimbir. Ei bine, aceasta este dulceața mea de cireșe cu anason și ghimbir. Vă provoc să faceți această rețetă pentru că este extraordinar. Plecați de la o rețetă clasică de dulceață și ajungeți să o cosmetizați cu ce vă place cel mai mult. Vă urez poftă bună, să-mi scrieți în comentarii cum v-a ieșit și dacă v-a plăcut această rețetă. Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș. Doamne, ce bună este! Eu spun să ne apucăm să facem niște clătite! Sau și mai bine, luăm o pâine, o dăm cu niște unt, punem niște dulceață și cam aia e. Bun tare!